ce tip de cristalin e potrivit pentru mine? Depinde foarte mult de vârsta la care trebuie să ne operăm. În cazul unui pacient tânăr, și când spun tânăr mă refer în jurul vârstei de 45 de ani, ce are vicii de refracție, miopie sau hipermetropie importantă, vorbesc aici de vicii de refracție ce depășesc 2 dioptrii, fie că vorbim de plus, fie că vorbim de minus, și are o viață foarte activă, probabil că un cristalin multifocal este cel potrivit pentru pacientul respectiv. Fie că vorbim de cristaline trifocale, adică cu o lentilă progresivă, fie că vorbim de cristaline moderne, extended depth of focus, cu putere difractivă. În cazul pacienților mai în vârstă, și un cristalin monofocal, ce asigură o vedere bună la distanță și cu un ochelar la citit, sau în cazul pacienților ce au și alte afecțiuni retiniene, mai cu seamă maculare, probabil că și cristalinul multifocal este alegerea potrivită.